Cel mai important în cultul nostru care ține de tradiție este șofarul. Șofarul este un instrument cu care în, de anul nou îl folosim ca să anunțăm 10 zile, avem 10 zile între anul nou și sărbătoarea ispășirii păcatelor și la începutul perioadei și până la sfârșitul perioadei se suflă în acest instrument. Din păcate, tehnica de suflare nu e foarte la îndemâna oricui, nu știu nici eu să suflu, rabin, din păcate, eu sunt președintele comunității, sunt de fapt o persoană nu religioasă, ci răspund de bună administrare în continuare a comunității. Din păcate, rabin n-avem, v-am spus, în 1950 rabinul nostru a plecat împreună cu 1000 de evrei. În continuare, ceea ce vedeți aici sunt două lucruri. În primul rând vreau să-i mulțumesc tuturor președinților de comunități și comunității lugojene că au făcut posibile ca acest lăcaș de cult să nu fie dărâmat. Pentru că în foarte multe locuri, fie nepăsarea, fie organele locale, aici a existat o înțelegere, o bună trăire împreună, chiar și în vremea comunismului. Noi nu s-au dărâmat, ceea ce nu s-a întâmplat, că, de exemplu, dacă mergem la Turnul Severin, o să găsiți o sinagoga din centrul Turnului Severin, este birou notarial. Deci vă dați seama care sunt lucrurile și mulțumesc bănățenilor și tuturor lugojenilor care au făcut posibil ca acest lăcaș să existe și în doilea rând pe președinți care au recăpărat acoperișul. Și vă spun întotdeauna lucru fundamental care ne-a învățat religia noastră. Întotdeauna casa începe de la acoperiș și întotdeauna că dacă vreți să aveți case sigure, recuperați-vă acoperișurile, pentru că orice acoperiș distrus înseamnă moartea unei case. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă spun câteva lucruri. În 2015, eu împlinesc în acest an 30 de ani de când sunt președinte și vreau să spun că acest lucru nu este întâmplător. Pentru că o comunitate are un început, are o dezvoltare și are un sfârșit. Bunul Dumnezeu m-a ajutat să am viață și rog în continuare ca să duc la bun sfârșit un plan. Planul este următorul, că tradiția și viziunea pe care au avut-o poporul evreu la Lugoj și urmele pe care le-au lăsat prin trăirea lor în acest spațiu, această clădire trebuie să rămână și face parte dintr-un plan pe care mi l-am făcut și toate punctele le-am atins. Suntem la ultimul. Noi am reușit în acest moment cu cel mai mare institut din lume care se ocupă cu istoria evreilor și noi suntem evrei vorbitori, o să vedeți sus, de limbă maghiară, germană și română, dar în primul rând de limbă germană și maghiară, pentru că era Imperiul Austro-Ungar, bunica mea era nativă germană și bunicul meu nativă maghiară și eu sunt un băiat care a învățat și română și germană. Maghiara este limba mea maternă, limba a doua și limba română am învățat-o în momentul când am mers la școală, pentru că am făcut toate școlile în limba. Din păcate, singurul lucru care nu știu și vroiam, făcea parte din planul meu să plec 6 luni în Israel să învăț limba ebraică la vârsta de 70 de ani. A venit pandemia, aveam toate hârtiile făcute, n-am mai putut să plec. Pentru că am ajuns ca eu, în calitate de președinte, să trebuie să fac, să țin slujba religioasă. Ca să închei, vreau să spun că în anul 2015, cu ajutorul lui Dumnezeu și a prietenilor din toată lumea, am restaurat orga, care este funcțională. Este un sunet pe care îl are această sinagogă. În partea asta de lume, arhitecții mari, sunt 10 arhitecți mari și constructori care au construit toate sinagogile din Austro-Ungaria. Din păcate, datorită întâmplărilor din cel de-al doilea război mondial, toate sinagogile din Austria și din Germania au fost distruse. Din fericire, au rămas în picioare cele din Ungaria, Serbia și România. E atât care sunt și din ele care au orgi, fac parte din patrimoniul mondial al acestui lucru și ceea ce este și mai valoros, pentru că acest edificiu este funcțional. Numai cu ajutorul Domnului și anume că ne rugăm încă aici, deci este o sinagogă deschisă. În Ungaria, datorită Holocaustului, nicio sinagogă în afară de cea din Szeged,
și din Budapesta, care sunt reprezentative, toate celelalte s-au transformat din sinagogi în centre de cultură și nu mai reprezintă cultul, ci reprezintă istoria. Viitorul, să ne rugăm că o să ne ajute să găsim calea cea mai bună. O să... Timpul, să vedem... Bun. Acum, cred că